Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși și dragii mei, ne aflăm în duminica a șaptea după Rusalii și ne aducem aminte de două minuni pe care le-a făcut Mântuitorul nostru Iisus Hristos asupra oamenilor care aveau nevoie. Și trebuie să reținem asupra oamenilor care aveau nevoie de minunile săvârșite de Domnul nostru Iisus Hristos. De ce zic să reținem? Pentru că noi cerem minuni și de cele mai multe ori ele nu sunt necesare. Și Dumnezeu nu ne răspunde și noi ne supărăm. Pentru că ne considerăm îndreptățiți ca Dumnezeu să facă minuni cu unul fiecare dintre noi, mai ales atunci când ni se pare nouă că avem mai mare nevoie de El. Așadar, Domnul Iisus Hristos n-a săvârșit nicio minune la întâmplare, ci pe toate pe care le-a săvârșit, le-a săvârșit pentru că erau necesare. Era necesară intervenția Lui în viața anumitor oameni. Vedem, de pildă, în Evanghelia de astăzi, că doi dintre cei pe care Iisus Hristos i-a miluit erau orbi, iar al treilea era mut, stăpânit de un demon. Și dacă ne gândim la oamenii care sunt orbi, putem să ne dăm seama că, într-adevăr, au nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la un om posedat, care are diavol, și acela are nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Însă, dragii mei, Evanghelia care s-a citit astăzi este valabilă, iată, peste viacuri și pentru noi, cei de astăzi. Ce înseamnă că noi suntem orbi? Că noi suntem posedați? Și se vede că suntem și orbi și posedați. Dacă ar fi să vorbim despre cei doi orbi, putem vorbi despre cele două orbiri ale ochilor trupești și ale ochilor sufletești. Și dacă suntem sinceri cu noi înșine, ne dăm seama că suntem cu adevărat orbi și din punct de vedere trupesc, și din punct de vedere sufletesc. Nu ni se pare că suntem orbi din punct de vedere trupesc, pentru că vedem, iată, această natură minunată, dar nu vedem în spatele ei că ea a fost creată de Dumnezeu și nu de haos. Îl vedem pe omul din fața noastră, dar nu ne dăm seama că El, omul din fața noastră, este Hristosul din fața noastră. Și vedem atâtea și atâtea lucruri minunate pe care Dumnezeu le-a făcut și ele nu ne folosesc.
ci noi le folosim. Le folosim însă pentru plăcerea noastră, le folosim pentru ceea ce nu ne clădește, ci ne dărâmă, le folosim nu pentru viața noastră, ci pentru moartea noastră. Vedeți că, într-adevăr, nu vedem nici măcar cu ochii trupești. În ceea ce privește ochii duhovnicești, ochii lăuntrici, cu atât mai mult nu vedem, dragii mei. Câți dintre dumneavoastră, deși, iată, în număr așa de mare, vă împărtășiți cu trupul și sângele Domnului Hristos, ați văzut în momentul prefacerii că pâinea și vinul au devenit trupul și sângele Domnului Hristos. Dacă n-ați văzut acest lucru, nu că liturghia este zadarnică, dar nu își împlinește rostul pe deplin. În primele veacuri creștine, toată biserica se împărtășea. Unul, dacă nu se împărtășea din cadrul bisericii creștin botezat, era afurisit, era scos afară din biserică. Înseamnă că n-a văzut cu ochii lăuntrici, n-a văzut nici cu ochii trupești și viața lui era moarte. Adică moartea cerea moarte și nu cerea viață. Viața care este în acest potir, trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Suntem orbi sufletește pentru că nu reușim să vizualizăm întâlnirea aceasta minunată dintre cei doi orbi și un mut cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ei, a fost o întâmplare, o istorie scrisă acum 2000 de ani. Ce ne mai interesează pe noi? Credința noastră s-a expirat, am depășit medievalul. Trăim într-o epocă a cunoașterii. Putem explica inclusiv vindecarea celor orbi sau a celor muți. Putem, de pildă, la ora actuală să implantăm un chip în creier. Ca să reușim să ne depășim neputințele trupești pe care le avem. Și atunci totul se explică. Iisus Hristos, propovăduirea Lui, minunile Lui de acum 2000 de ani, nu mai sunt necesare, sunt desuiete. Și dacă noi credem, suntem înapoiați. Și așa ni se și spune că noi, cei care trăim în biserică și credem în Hristos, în propovăduirea și minunile Lui, suntem înapoiați. Am rămas în urmă. Oare, dragii mei, chiar am rămas în urmă? Dacă se pune un chip pe creier, cu adevărat vedem, cu adevărat putem vorbi, cu adevărat putem merge? Sau suntem niște roboți fără libertate? Și dacă suntem roboți fără libertate, ne dăm seama că se atentează la libertatea pe care Dumnezeu i-a dat-o omului. Și atunci, nu doar că nu vedem și că suntem muți, că suntem paralizați, ci revin și zic, suntem morți din toate punctele de vedere.
pentru că am renunțat la Hristos cel viu și apelăm la oamenii limitați, care oricât de sofisticați și înțelepți, mai degrabă isteți la minte ar fi, nu reușesc să dea viață. Dimpotrivă, ucid și ucid cu premeditare. Ochii noștri lăuntrici, dragii mei, dacă sunt activați cu adevărat, când îl vedem pe aproapele nostru, nu vedem aparențele. Vedem cine este El cu adevărat, adevărata Lui valoare, adevărata Lui identitate, precum au văzut apostolii, nu departe, la schimbarea la față, adevărata identitate a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cum că era om adevărat și Dumnezeu adevărat. Atunci când ai ochii lăuntrici, îl vezi pe aproapele tău cu adevărat, vezi lăuntrul lui, prin lăuntrul tău vezi lăuntrul lui. Și atunci, încă o dată, avem nevoie ca Iisus Hristos să facă și cu noi minunea vindecării, atât a ochilor trupești, cât și a ochilor duhovnicești. Să vindece doi orbi din noi. Noi suntem un orb la pătrat. În noi sunt doi orbi, unul trupesc și unul sufletesc. În ceea ce privește muțenia, nu trebuie să vă dau decât un singur exemplu. Astăzi, aici, în acest areal, suntem liberi să zicem, Doamne, miluiește, precum cei orbi, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă, dar când plecăm acasă, chiar în mijlocul familiei, ne este frică să zicem, Doamne, miluiește. Ne este frică să zicem în comunitatea unde trăim. Ne este frică să zicem pe stradă. Ne este frică să ne facem semnul Sfintei Cruci când trecem pe lângă biserică. Acestea toate înseamnă muțenie, înseamnă posedare, înseamnă că un duh rău ne stăpânește. Ce înseamnă posedare? Un diavol care îți slăbește voința, nu-ți dă voie să faci ceea ce este corect să faci, ceea ce este firesc să faci, ci dimpotrivă. Așadar, vedeți un singur exemplu ca să vă dați seama că Iisus Hristos are acces chiar peste 2000 de ani la viața noastră. Și este important ca noi să ne apropiem de El prin noi înșine sau prin ceilalți și să cerem vindecare, inclusiv această vindecare a muțeniei pe care noi ne-o impunem, dând libertate diavolului să aibă stăpânire asupra noastră. Iată, dragii mei, în puține cuvinte, cât de actuale sunt cuvintele Domnului Hristos, minunile pe care le-a făcut și mai ales prezența Lui în viața noastră. Atâta nevoie avem noi de El, încât viața noastră nu are sens doar prin El, își capătă cu adevărat în libertate sensul pe care noi îl dorim din tot sufletul. Suntem în duminica dinainte de sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. Mulți dintre noi, dintre dumneavoastră, ați dori să fiți astăzi aici, pentru că nu puteți fi
în noaptea și în ziua sărbătorii. Pentru că este poate mai la îndemână să fiți astăzi și să vă închinați, să sărutați chipul Maicii Domnului și să vă adresați rugăciunile pe care le vreți împlinite pentru dumneavoastră și cei dragi. Iubiții mei, ce important este să știi că există un loc undeva unde găsești mângâiere. Ce important este să știi că există undeva o mamă care să plângă dinpreună cu tine. Ce important este să știi că este undeva un loc unde te poți adăposti, nu ca într-un buncăr antiatomic, ci la un sân plin de viață, care hrănește, care încălzește, care dăruiește, care te acoperă. Și toate acestea, aceste calități de care vă zic, toate sunt ale Maicii Domnului. Și atunci, cu atât mai mult valoarea mănăstirii noastre, în primul rând prin Maica Domnului, dar și prin cei care slujesc această mănăstire. Iubiții mei, dacă au trecut peste 500 de ani, dacă ar fi să luăm în considerare istoria cu adevărat, poate 700 de ani de rugăciune, întâi către Sfântul Nicolae, de unde vine numele acestei mănăstiri, și apoi din 1699 către Maica Domnului, care a plâns, și ar fi suficient să ne dăm seama că aici găsim căldură și tămăduire. Și vă spuneam și în alte împrejurări, cum oferă Maica Domnului căldură și tămăduire? Prin lacrimile ei. Cum sunt lacrimile, dragii mei? Sunt fierbinți. Lacrimile Maicii Domnului nu se usucă și sunt fierbinți. Și noi simțim căldura ei. Lacrimile ei sunt tămăduitoare. Cum sunt lacrimile Maicii Domnului tămăduitoare? O lacrimă este sărată, iar sarea vindecă o rană deschisă. Știți dumneavoastră prea bine. Deci Maica Domnului, prin lacrimile ei, ne vindecă orice rană deschisă. Și rana deschisă poate însemna suferința noastră trupească sau sufletească. Poate însemna păcatele sau patimile noastre. Poate însemna însăși viața noastră care încă nu și-a găsit rostul. Sunt atâția oameni și mai ales tineri care încă nu și-au aflat rostul pe pământ. Și aceasta înseamnă o rană, dragii mei. O rană adâncă. De pildă, eu ascult pe foarte mulți tineri, adolescenți, și nu numai eu, toți duhovnicii, după clasa 8-a, sunt nelămuriți unde să meargă mai departe. După clasa 12-a, nu știu unde să aplice, pentru ce facultate. Și dacă Părintele Calinic ascultă, predica măcar, dacă nu tace, să-i lasă pe ceilalți să tacă. Bine, Părinte Calinic, alo, Părinte Calinic, termină, te rog. Și apoi,
chiar atunci când ajung să urmeze cursurile unei facultăți și atunci încă sunt nesiguri pentru viața lor. Ce să mai zic de căsătorie? Ce să mai zic de meserii? Oamenii își găsesc din ce în ce mai puțin locul. Și de aceea trăiesc cu o rană pe care nimeni nu i-o poate vindeca decât Maica Domnului. Și revin la Maica Domnului, cea care încălzește și tămăduiește, ne poate arăta și calea. Aduceți-vă aminte de cea din tâi minune pe care a făcut-o Domnul Hristos înainte de vreme, la rugămintea Maicii sale. Le-a spus slujitorilor de la nuntă să faceți ceea ce vă va spune El. Vedeți că sunt soluții. Cine dă soluția? Maica Domnului. Care este soluția însăși? Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul ei cel prea iubit. De aceea noi venim la Nicula, la Maica Domnului, să ne încălzim, nu doar de lumina soarelui, ci de dragostea ei. Să ne tămăduim, nu doar trupul, ci și sufletul, prin lacrimile ei sărate. Să ne aflăm rostul pentru noi și pentru cei dragi ai noștri în această lume. Și dincolo de acest rost pământesc, să ne aflăm rostul, mai ales în ceea ce privește viața noastră care continuă și după mormânt. Pentru că aceea este adevărata noastră viață. Acestea fiind zise, îi dăm slavă lui Dumnezeu, îi mulțumim Maicii Domnului și tuturor sfinților. Așteptăm sărbătoarea cu nerăbdare. Slujbele la mănăstire vor fi într-un ciclu nesfârșit, aproape fără întrerupere. Și cei care puteți să veniți să participați la Sfânta Liturghie, la Taina Sfântului Maslu și la dezlegări. Sigur, cea mai minunată seară, atât a mănăstirii Nicula, cât și a noastră, a creștinilor care avem evlavie față de Maica Domnului, este noaptea de Sfântă Mărie, la vecernie și la prohod. Dacă nu suntem prezenți în seara de Sfântă Mărie la mănăstirea Nicula, parcă suntem mai săraci. Parcă în anul respectiv nu s-a întâmplat mare lucru. Nu ne-am împlinit datoria față de ea. Și apoi, bineînțeles, să participăm la Sfânta Liturghie în ziua hramului, oficiată de Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Nu uitați, dragii mei, la mănăstirea Nicula nu se vine degeaba. La mănăstirea Nicula se vine cu un rost. Iar rostul este a întâlnirii cu Dumnezeu și mai ales cu Maica Domnului și prin ea, bineînțeles, cu Dumnezeu, cu Fiul ei cel iubit. Nu uitați că lacrimile Maicii Domnului sunt fierbinți. Dumneavoastră, mamele care sunteți prezente, puteți da mărturie. Nu uitați că lacrimile Maicii Domnului sunt sărate. Și nu uitați că Maica Domnului vă poate indica calea pe care să mergeți dumneavoastră și cei dragi. Mulțumim Părintelui Stareț, părinților din preună slujitori,
celor care au cântat minunat la strană și dumneavoastră tuturor. Vă doresc să aveți o duminică binecuvântată și o săptămână cu Maica Domnului pe măsură. Așa să fie, amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.